În baza raportului de activitate întocmit de Comisia de Evaluare a Managementului la Centrul Cultural Bucovina au fost prezentate următoarele. Din punct de vedere al activității financiare derulate în exercițiul bugetar al anului 2015, activitatea managerului instituției a fost foarte bună. Fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost respectate. În acest sens, gradul de execuție bugetară în anul 2015 a fost de 99,97%, iar gradul de acoperire din surse atrase a cheltuielilor instituției a reprezentat 8,94%. Prin programul minimal au fost prevăzute 186 de proiecte la toate cele trei direcții, realizându-se 476. Aici trebuie să precizez faptul că în calendarul minimal n-au fost prevăzute acțiunile teatrului pentru copii, care a avut 222, doamnă directoare, de spectacole, realizându-și planul de încasări, precum și ceea ce și-a prevăzut referitor la spectatori. De asemenea, ansamblu a desfășurat 68 de proiecte în plus față de program, în total 76 de proiecte. Directorul ansamblului artistic Ciprian Porumbescu Cojocariu Gonda a vorbit despre importanța teatrului pentru copii al ansamblului. Acest teatru pentru copii, aparținând de Consiliul Județean, este firesc să mergem să avem spectacole și în localitățile mai îndepărtate, deși acolo sunt efective mai mici de copii, dar nu este vina acelor copii că locuiesc la foarte mare distanță de Suceava și atunci uneori aceste deplasări nu sunt chiar foarte juste din punct de vedere financiar, să faci un drum foarte lung unde ai un spectacol sau două cu 50 de copii. Dar se compensează cu alte localități și până la urmă este important să ajungem în toată zona, în tot județul. Noi mergem și în Botoșani, se fac schimburi, dar important este, până la urmă se compensează cu grădințele mai mari și zilele în care se merg la spectacole la distanțe mai mari și atunci toată lumea, fiecare copil din județ are acces la această formă de cultură. Prezent la conferința de presă a fost și Călin Răteanu, directorul Centrului pentru Conservarea și Valorificarea Tradiției, care a vorbit despre importanța muncii în echipă. Clădirea este încă în supervizarea autorității pentru proiectele europene. Mai sunt 2 ani de zile și a trebuit să respecte un anumit regim. Nu trebuie în acest moment să ne ascundem că am găsit deschidere la primărie. Deja 4 salariați ai Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale își desfășoară activitatea în această clădire și este înțelegere în ceea ce ne privește. Despre Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. Din cele 152 de posturi ale Centrului Cultural Bucovina, 15 aparțin direcției Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. În cadrul evenimentului, Ion Băițan, directorul Școlii de Artă Ion Irimescu, a spus că activitatea instituției a fost foarte bună până în momentul de față, însă că aceasta duce lipsă de catedre. Pe deosebire de celelalte două direcții, Școala de Artă are menirea de a educa și a promova tinere talente, tineri elevi care să vină în sprijinul ansamblului Ciprian Porumbescu, să vină în sprijinul conservării culturii tradiționale de la noi din zonă. Școala de Artă deci este implicată în mai multe clase, mai multe catedre și noi propunem ca anul 2016-2017 să mai facem niște extinderi. Deși nu avem spații, dar vom face niște clase externe, cred că. Ne-am gândit la arta populară, la Mășcășugul Lemnului, la Încondeiatul Bucovinilor. Concluzia Comisiei de Evaluare a Activității Managementului Centrului Cultural Bucovina pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie a fost să recomande ca directorul general Viorel Varvaroi să își continue activitatea în cadrul instituției pe care o reprezintă.